Prima locație a fost parcul Alunelu. Am ajuns la loc, la locul acela. Am avut, trebuia să căutăm un indiciu amplasat pe teritoriul teatrului acela. Și era ceva, parcă era gunoi. Nu era chiar direct, uite aici e indiciu. În indiciu era cabină. O imagine, cabină de duș. Ok, al doilea indiciu a fost bustul lui Ștefan cel Mare. El știe precis unde, pentru că eu nu sunt la Băcani și n-am idee unde. Ne-am pornit la al doilea indiciu. Deja s-a descurcat el singur cu frânghie, cum a spus într-o minută jumate. Și după aceste două indicii, cu cala de baie și frânghie, nu avem nicio idee ce putea să fie, ca locația de. Deci am hotărât să ne ducem după alte locații, care erau un izvoraș, o pârâie. Presupuneam că sunt două parcuri, Dendrarium sau la izvor. Deci am înțeles după live că e un loc deschis, o pârâie, nu sunt așa de multe, așa că am avut de alergat totuși mult ușor, până când am găsit totuși de persoană responsabilă. În frigider se aflau cuburi cu gheață, care în interiorul la cuburi de gheață era un indiciu. Era o metaforă, cum să-și spune, munte, cabina și frânghie. Deci ca în munți, când te duci și schiezi sau cu snowboard-ul, logic, îi folosești cabina și în vârful muntelui. Am ajuns la teleferic, la turnul de bază din deal nu i-am găsit pe colaboratorii concursului, am hotărât să plecăm în vale. Sunt mai mulți piloni care țin acest teleferic și la al doilea v-am găsit dumneavoastră, da. Mecanica acestui sezon, în comparație cu celelalte sezoane, este foarte bine îmbunătățită. Sunt foarte mulțumit de faptul că au fost introduse simbolurile. E mai înțelept, mai intuitiv să pui mintea în mișcare și corpul în mișcare. Cum s-ar spune într-un corp sănătos, minte sănătoasă. Mai dificil, trebuie de alergat, trebuie de pus mintea în mișcare, trebuie să tăvălești o lupță pe jos, mănânci gheață. Asta nu pentru câștig, pentru telefoane, pentru adrenalină. Yeah!